în filmul The Martian, Matt Damon reușește să reziste pe planeta Marte după ce își amenajează o adevărată grădină de legume, cultivând diverse plante în solul extraterestru. Ideea din film a fost preluată și transpusă în realitate de cercetătorii olandezi care au testat 10 tipuri de plante într-o seră specială în care au simulat solul de pe Lună și Marte, iar rezultatele au fost excelente. Plantele s-au dezvoltat fără probleme, singurele stimulente folosite fiind gunoiul de grajd și iarbă proaspăt tăiată. Potrivit cercetătorilor, solul care îl imită pe cel de pe Marte a integrat cel mai bine biomasa și a oferit astfel mediul prielnic creșterii plantelor. Experții caută acum o soluție pentru a evita ca legumele să acumuleze cantitățile mari de metale grele existente în solul de pe planeta Roșie, care i-ar putea otrăvi pe astronauți. Google DeepMind marchează un moment considerat istoric în domeniul inteligenței artificiale. Software-ul AlphaGo, dezvoltat de companie, l-a învins pe campionul mondial de Go, Lee Sedol. Partida s-a desfășurat la Seul, în Coreea de Sud, iar programul AlphaGo a învins în prima rundă după aproape 3 ore și jumătate de joc. Fondatorul DeepMind, Demis Hassabis, a declarat că este pentru prima dată când un jucător profesionist a concurat cu un computer la acest joc clasic, considerat una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă inteligența artificială. Campionul se va confrunta din nou cu AlphaGo în zilele următoare. Potrivit cercetătorilor, experimentul reprezintă un pas uriaș în dezvoltarea inteligenței artificiale. Există însă temeri că dezvoltarea acesteia ar putea fi periculoasă, tema fiind exploatată cu succes în literatura și cinematografia SF. Apple a dat publicității noi imagini cu noul sediu al companiei, aflat în construcție în Cupertino. Imaginile vin să susțină ideea de clădire sub formă de OZN, lansată de cofondatorul Apple, Steve Jobs, în momentul în care a demarat proiectul. Sediul, ce va găzdui 13.000 de angajați, se va întinde pe o suprafață de aproape 60 de hectare. Concepția arhitecturală a campusului va semăna cu un inel imens, în interiorul căruia se va afla un parc cu mulți pomi și verdeață. Clădirea va avea 4 etaje de sticlă cu suprafață de 260 de metri pătrați, cu un acoperiș uriaș din fibra de sticlă, cel mai mare din lume. În parcul ce va înconjura clădirea vor fi plantați circa 6.000 de copaci din 300 de specii diferite. Construcția ar urma să fie gata anul viitor. Facebook va deveni în următorii ani cel mai mare cimitir virtual din lume. Potrivit experților de la Universitatea din Massachusetts, rețeaua de socializare va avea peste 10 ani mai multe conturi de oameni decedați decât de persoane aflate în viață. Acest lucru s-ar putea întâmpla pentru că Facebook nu șterge conturile utilizatorilor care au decedat. Când rețeaua are confirmarea că un utilizator a murit, transformă contul acestuia într-un fel de memorial. Singura modalitate prin care poate fi șters un profil este prin obținerea datelor de autentificare în acesta, au afirmat experții. Ei au calculat că dacă Facebook nu va găsi o soluție, rețeaua de socializare va avea în anul 2098 predominant mai multe conturi de oameni morți decât vii.